Salutare prieteni și bun venit la un nou episod din Ultimate Team. Suntem într-un final în prima divizie, suntem pregătiți să-i dăm drumul la cel mai înalt nivel, divizia 1, cea mai importantă divizie. Haideți să ne vedem un pic echipa. În continuare Benzema în atac, n-au fost schimbări, poate o să facem ceva schimbări, ceva jucători noi. Doar pe cuia testa l-am adus să văd cum se mișcă. A fost plăcerea mea să-l aduc. Puteți să-l lăsați voi în comentarii ce jucători să aduc pentru prima divizie. Ne trebuie ceva jucători mai puternici. Chiar ne trebuie ceva jucători mai puternici. Haideți să-l băgăm pe Miralas să facem un chemistry mai bun. Avem un chemistry mai slab pentru că l-am băgat pe Coman, care nu-i din Premier League. Am putea rezolva asta, dar îl lăsăm pe banca de rezervă pe Depay pentru că... Sau îl băgăm pe Sterling și rezolvăm cu chemistry-ul. E perfect. Bun, îl avem și pe Kante, ia să vedem. E up de match, îl băgăm în locul lui... Cum îl cheamă pe ăsta? Cam și uitat, Cabai, așa este. Apărarea e ok pentru un prim match în prima divizie. Sper să fie ok primul match. Nu uitați să dați și voi un like dacă vă place seria asta. Suntem în prima divizie, cea mai bună divizie. Hai să ne uităm un pic și aici la jucători. Dacă avem ce să luăm. Santi Cazorla, destul de interesant. Sincer, ca să cumpăr acum jucători. Opa. Oscar, la mijlocul terenului ar fi destul de interesant. E un jucător ofensiv, dar nu, momentan nu. Sincer, ca să cumpăr jucători foarte, foarte buni acum, ar trebui să cumpăr coinsuri, pentru că jucători buni am și eu, dar foarte buni mi-ar trebui coinsuri. Pentru asta e cam greu cu banii care i-am, pentru că banii aia o să-i țin să mai facem verginii ce jucători, să mai facem ceva drafturi cu ei. Chiar mâine, poimâine o să mai apară un draft nou. Ture ăsta era bun, l-am cumpărat odată, dar n-am jucat decât un meci cu el. Am nevoie de coinsuri, așa că l-am vândut înapoi. Vardy, oare să-l cumpărăm pe Vardy? Hai să-l luăm pe Vardy. Ceva mai cheap, mai ieftinuț. 2000 l-am văzut acolo. Mai ieftin de 2900. Căutăm și noi ceva mai ieftin, că nu avem bani. N-ai ce face. Hai că îl cumpărăm la 2000. Dar nu ăsta. Haide mă. Uite că era aici. Dar nu are contract, bă, ce oameni. Ăsta e numai bun, are și contracte, are tot ce vrei. Îl cumpărăm acolo să fie în locul lui Benzema. Chiar dacă l-avem și pe Dumbia, dar Vardy are ceva viteză. Și punem în locul lui Bernard. Ok, hai să dăm drum la un prim match. Hai că a venit și... Opa! Mi-a schimbat și kiturile ăsta, îmi place, are un pic de tentă verde pe acolo, dar ăsta e chiar mișto. Hai să jucăm cu ăsta. Galben cu puțin negru acolo, de la Fulham, mi se pare, iar ăla lant e din Arabia Saudită. Oh, ce echipare! Hazard și Aguero în atac și Pogba la mijlocul terenului. Ăștia trei mă sperie, ce-i drept. Echipa bună, spre foarte bună. Mi-am cumpărat și Allianz Arena, un nou stadion. Am făcut câteva schimbări așa pentru prima divizie, cea mai bună divizie. Courtois se încălzește acolo și el și eu l-am pe Courtois și el și eu, da, am zis bine. Vedem ce arbitru avem cu nume imposibil de pronunțat. Hai să vedem că în prima divizie sunt și mulți care au echipe de bronz, își dau autogol sau... Doar ies din primele minute. Sper să nu fie cazul astăzi și să fie un meci frumos, disputat. Prima fază aici, Benzema, top scorerul nostru.
aproape 80 de goluri date de el sau ceva de genul, parcă 60, nu mai știu, o să ne uităm noi cumva. 78 de meciuri și 58 de goluri, stai că mi-am adus aminte, și 12 pase de gol, vă dați seama, e genial, e genial, și echipamentul ăsta, așa gold, chiar șmecher, ne reprezintă echipa asta foarte faimoasă, pasează propria jumătate, cercăm să facem o recuperare, ia să vedem dacă putem, Acum a venit și recuperarea, pasă bună, șut din prima a lui Sterling, e bine să preseze acolo, nu se știe când face o recuperare și ai șansa să înscrii rapid. Karim Benzema din nou pentru Walcott, Walcott, centrare faină, vine Sissoko, trimite în bară, ai mamă ce ocazie. Am început bine acest prim meci din prima divizie. Ai, ce pas a dat. Pasă foarte bună. Oponenți foarte buni în prima divizie, vă dați seama. E prima divizie. Cele mai bune echipe, cei mai buni jucători sunt aici în prima divizie. E pentru noi Benzema. Benzema cu exteriorul. Sterling, de ce mă tai și cu mingea în afară? De idiot. Prima șansă pentru echipa mea. Benzema. Câtă clasă are. Chamberlain. Fine match. Dominăm acest prim match. Avem nevoie de victorie pentru că e foarte greu în prima divizie. Trebuie 23 de puncte pentru a câștiga titlul. Deci îți trebuie, ai 10 meciuri, îți trebuie vreo 7 victorii și 2 egaluri. Deci doar un meci ai voie să pierzi. Că de greu e. S-a încheiat o primă repriză în care am avut ocazii, de nu mai știu să le număr. Foarte, foarte multe ocazii. El nu prea a avut absolut nimic, noi am avut chiar multe ocazii. Sper ca în a doua repriză să reușim să înscriem și să câștigăm. Sissoko, nu mă așteptam să dea așa bine Sissoko, am dat un fines, poate dacă dădeam un shoot power era și mai bine, a fost bine și așa, am obținut cornerul pe care Miralas îl bate bine, dar Courtois e un portar masiv, oh, Rojo, ce a fost aia? Oh, ce triunghi de pase, Theo Walcott, nu cred că a ratat. N-ai cum să ratezi, ce fază genială, am reușit cu echipa mea. Toai de viața mea, ce ocazie a putut să rateze. Te-a fi periculos, iar faci asta schimbări, frate, hai să faci și o schimbare. Îl bat pe Vardy, să văd cum se mișcă băiatul ăsta. Sau oare să nu-l bat? Facem așa, jucăm cu Vardy din dreapta, pentru că sau în stânga, hai în stânga, poate să ne ajute și de acolo și îl bănăm pe Cuiate în locul lui Kante. Să vedem cum se mișcă și Cuiate, prima dată când îl iau, la fel și Vardy, doi jucători necunoscuți pentru mine, sper să mă ajute, am nevoie de victorie, cum ziceam, pentru că am și dominat meciul ăsta. Iese Hazard și intră Willian. Eu mă dau pe ultra-attacking. Risc totul pe acest final. Pentru că vreau să câștig. E Benzema. Șutul acestui. Cine să ne salveze dacă nu Benzema? De ce credeți că nu l-am scos eu atunci? Pentru că știam că poate să facă asta. Știam că poate să aibă o execuție de genul. Uite, chiar Vardy a pasat, dar dacă îl scoteam pe Benzema, cine mai șuta în asemenea fel? Bravo, băiatule! Ne aduce victoria, sper eu, pentru că la ce ocazie am avut și câte faze merită în victoria.
El nu merită absolut nimic. A intrat și cu IAT, priviți ce monstru e. E o imensitate de mijlocaș central, exact cum îmi place mie. Tamendi, bună recuperarea. Sissoko trebuie să dea drumul pentru Vardy. Vardy intră în mijloc. Vardy, faulta de la spate. Un faul care era necesar pentru el. Și doar galben arbitrule, ce face aici? Sissoko din nou. Hai să vedem de data asta. Sissoko, zic că intră poartă. Sissoko! Șansă imensă. Chiar mare șansă aici. Dar Courtois e foarte înalt. Ia să revedem cum a tras Sissoko. Dacă punea un pic mai sus. Se pare că adversarul nostru a ieșit în minutul 90. Noi reușim să câștigăm cu 1-0. Ce face ciuda asta din oameni, dar n-a jucat absolut nimic, nu știu de ce s-a enervat și a ieșit. Putea să mai aștepte câteva secunde până la final, erau minutele de prelungire deja, dar asta este când ești retardat. Vedeți acolo, am avut 13 șuturi, el doar 5, de 3 ori mai mult aproape. Și obținem primele 3 puncte foarte, foarte importante. Benzema din nou a fost capital pentru noi și îl felicit. Oare să joc meciul viitor cu Kouyaté ăsta? Cât de mare e, frate. Nu mă risc să joc cu el momentan titular. Tot așa de puțin. Ok. Hai să vedem dacă îl băgăm pe Willian. Și avem nevoie de o schimbare totuși. Să jucăm cu Cabaye la mijlocul terenului și e în stare și companii să intre în locul lui Otamendi. Ei, haide să vedem dacă mai facem vreo schimbare. Benzema e puțin obosit. O să intre Vardy. Să fac oare asta? Ba nu. Continuăm cu Benzema. Da, continuăm cu Benzema și vedem pe urmă. Îl avem și pe Dumbia, dar mergem așa. FC Argeș, Radu Releu, se pare că ăsta e român. Ok, jucăm în echipamentul ăsta. Ia să vedem echipa. Uite ce echipa are, românașul. Echipa de Spania cu jucători foarte buni acolo. Nu va pune probleme, pentru că am mai jucat odată cu un român. Și joacă foarte bine românii. Ia să vedem ce reușim noi împotriva lui. Deja se avântă spre poarta mea, mare e și titlul României. Sunt sigur că România n-ar face la fel. Hai că recuperează Memphis Depay. Benzema, nu știe peste cine, da, peste Benzema. Godin, depășit, hai, bagă-o. Cabaye, out. Cabaye e out din echipă după meciul ăsta. O să avem nevoie să ne căutăm un nou mijlocaș. Să-mi lăsați acolo în comentarii, pentru că Cabaye nu mai are ce căuta la echipă. Pe bune, nu o să-l mai vedeți la echipă după o asemenea ratare. Suntem în prima divizie, Cabaye. N-ai voie la asemenea ratări. Hai de capul meu, ce ratare. E Cabaye. Acum încearcă să recupereze greșeala pe care a făcut-o atunci și a dat pe lângă poartă. Dar nu mai are nicio șansă, e out de la echipa mea. Era un jucător bunicel, dar putem și fără el, deci va pleca Memphis Depay pentru regele Benzema. Fază bună, fază bună de atac. Willian. Puhuhu. Willian. Haide, bagă. Oh, dar ce au băieții ăștia de nu vor să bage mingea în poartă? No! Doamne, dacă dădea gol aici, îl omoram cu totul. O greșeală foarte mare a mea și a apărătorilor mei, Modric, era să... Bine că am scăpat. Ah,
Kanté a greșit foarte multe pase. Se fluieră final primei reprize. A fost o primă repriză echilibrată, s-a jucat mult la mijlocul terenului, chiar dacă el a avut o posesie mult mai bună, în rest a fost destul de echilibrat. Bună faza, Benzema! Începe bine repriza a doua pentru noi, place să încep bine repriza a doua, fază frumoasă făcută, Benzema! Mai supărat un pic că n-ai băgat în poartă, dar măcar până la final să o bagi în poartă, poartă goală acum! No! Deci de 3 ori a fost poarta goală sau aproape goală și nu au reușit să bage mingea în poartă. Doamne ferește! L-a băgat și el pe Benzema sau nu știu dacă l-avea, habar n-am, nu mai contează. Benzema, un 2 frumos, e gol pentru el, pentru FC Argeș, echipa renăscută în FIFA 16 Ultimate Team. Ce interesant, nu? Frumoasă faza. Și se pare că Benzema mă trădează. Păcat, Benzema, nu mă așteptam să faci tocmai tu asta. Kanté pentru Depay. Da, Depay. Depay 1 la 1. Perfect. Fază chiar faină. Finalizare ca la carte. Și reușim să egalăm, haide, măcar pe final. Chiar să câștigăm, de ce nu? Trebuie să ne dorim maximul ca să reușim totul în Iniesta. Era să iau un maxim acum, un 2 la 1 pentru el. Dumbia, cât de ușor scapă Dumbia. Dumbia! N-a ratat destul azi. Haide, haide! Haide, capul meu. Se joacă foarte, foarte periculos pe acest final și se termină 1 la 1. Meci echilibrat. Meci echilibrat cu un român. Foarte bun românașul. Cam echilibrat și la șuturi. Posesia avută mai bună. Avem 4 puncte în prima divizie. Ne trebuie ceva jucători. Să-mi lăsați în comentarii. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like și un share. Ne vedem data viitoare.